Ce voiam să zic, multă pentru Joker, vă mulțumesc că m-ați chemat aici. Ce înseamnă? Ei, haideți că vă explic eu mai târziu. Ce-ai pățit cu mărul? Imediat să vine explicația. Hai să nu întrerupem vă mulțumesc frumos. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, doamna Delia, mereu. Vă respect, sincer. Nu stătea rău în Batman. Drăcea nu stătea rău deloc. Numele meu este Omul Iliac. Sau Batman, pentru cine a stat plecat din țară mai mult de 2 săptămâni. Am zis să explic. După cum probabil bine știți, eu noaptea salvez orașul de răufăcători. Însă ce nu știe lumea despre mine e că ziua sunt șofer de... Acum voi probabil o să mă judecați, dar nu prea se fac bani din super beroiat sau cum îi zice, nu știu exact. A trebuit să mai iau și eu un job și vreau să vorbesc despre o problemă care mi-a mâncat tinerețea în ultima perioadă, pe care mi-a mâncat tinerețea, bravo, că nu mai știu acum. Ero, dar mai pune și noi mâna pe o carte, vă dați seama. Vreau să vorbesc despre problema asta. Nu știu dacă știți, există o lumină care apare pe cer cu sigla mea noaptea. Toată lumea are impresia că lumina e pentru mine, că eu o să vin să salvez situația, nimic mai fals. Faza e că eu sunt certat cu administratorul meu de bloc, pentru că nu mi-a mai plătit întreținerea o perioadă scurtă și mi-a tăiat lumina. Azi se fac 8 anișori de când n-am mai plătit întreținerea. Dar e destul de greu, îți dai seama, se mai întâmplă, na, nici nu prea am mobilă în garsonieră, de ce să mă lovesc noaptea dacă stai să te gândești? Și lumina aia pe cer, o cioacă unor tovarăși, că mai dau ei așa din când în când să-mi amintească că n-am eu bani de curent. E destul de ciudat ce se întâmplă. Mă deranjează că nu mă înțeleg deloc bine cu vecinii mei. Chiar ieri am fost la Asociația Locatarilor, acolo am fost la o ședință unde am propus să se monteze în lift o bară de aia orizontală ca să stau și eu ca Lilieci așa. Am văzut pe Discovery acolo. Da. Așa este. Așa este. Da. Mai e și bara. Acum, na, poate nu pare mult bara aia, dar altcumva urși până la 7, vă zic sincer, adică e o chestie, e de respect acolo, dacă să mă întrebați pe mine. Și bineînțeles că de-abia am propus bara aia acolo și au început ăștia bătrânii, că bă, de ce porți latex, de ce vrei tu bara aia, că tu ești videoceatist? Nu prea are latex, poate are pe dedesubt. A venit în costumul de zi, ăla de noapte e de latex. Eu le-am zis că nu sunt videoceatist, adică aduc bărbații acasă, dar doar să-i dau cu ulei, că m-am mai luat un job, nu se câștigă nici din curse, destul de ok. Vă zic sincer, sunt foarte nasoi vecinii mei, dar nu despre asta vreau să vorbesc. Faza e că, deși eu vreau să cred treaba asta că sunt 50% liliac, eu sunt 100% om. Și e foarte greu să te adaptezi ca liliac în București, abia dacă am găsit o peșteră sub 150 de euro chiria. Vă zic sincer, e foarte greu. Până la urmă am găsit o garsonieră în drumul Taberei, lângă metrou. Când m-am mutat acolo acum 8 ani, proprietarul meu mi-a spus că o să fie gata metrou în curând. Din păcate, între timp el a murit, călcat de metrou. Îmi pare foarte rău că n-a apucat să vadă metrou din drumul Taberei, sau măcar pe ăla de la Victoriei care l-a omorât. A fost o situație destul de nasoală. Am avut și probleme foarte mari cu poliția, pentru că a trebuit să-mi conduc Batmobilul prin București și mi-a rupt roțile prin hârtoapele astea, vă zic sincer, e destul de greu aici. La un moment dat stăteam la un semafor și au venit niște domni la mine să-mi vândă niște plastice, de alea pe care le bagi în centură ca să nu se mai audă, moarte la 6 lei sau cum se numesc alea exact, că nu știu exact. Am cumpărat alea, m-am dus la următoarea intersecție, m-a oprit polițistul și m-a luat, că de ce am alea, că de ce por latex, că de ce umblu cu numere de dolci în București, numai necazuri am avut, vă zic sincer. Eu i-am arătat actele polițistului, i-am zis, știți că noi suntem colegi, că și-o salvez orașul noaptea, adică nu e problemă de asta. El mi-a zis, bă, videoceatiste, în primul rând porți latex și în al doilea rând n-ai prins tu răufăcători câte băbuțe care vindeau pătrunjel ilegal pe stradă, am prins eu, așa că stai potolit acolo. Vă zic sincer, așa sunt cu poliția. Ce îmi pare mie cel mai rău e că mă grăbeam în ziua aia, că dacă mai stăteam cu el la vorbă, poate îl combina la un spandex, dar aia a mers mai departe în viață. Mă bucur foarte tare că mă întrebați despre iubita mea, discutăm și subiectul ăsta, sigur că da. L-ai întrebat? Numai 2 secunde dacă mă lăsați, că ce decizii proaste am luat în colanții ăștia. Iubita mea Mirela, sigur că da. Am cunoscut-o într-o perioadă nefastă a vieții mele, când mă mutasem din America în Căzănești. E destul de greu, stăteam destul de prost cu banii în perioada aia, pentru că nu prea sunt locuri de muncă în Căzănești, sau oameni în Căzănești, sau nu prea e nimic în general în Căzănești și nu-i pasă nimănui de Căzănești. Ideea e că m-a deranjat foarte tare că Mirela nu m-a susținut niciodată cu ideea mea de afacere, acolo ne-am și certat prima oară, pentru că eu am vrut să inventez niște pătrate așa de pânză cu care să șezi nasul, dar nu șervețele, și am vrut să le brevetez așa, să le dau ceva din partea asta cu Lilia, cum mă gândeam să le numesc Batiste,
sau nu știu, pe americaneză, Batiste, încă nu m-am gândit exact. A picat combinația, am pierdut și investiția aia de 100 de euro, dar nu vă mai încarc cu ale mele, că aveți și voi problemele voastre, nu vreau să vă povestesc neapărat despre treaba asta. Acum voi probabil o să mă întrebați, bă, Drăcea, bă, Batman, de unde ai cureaua asta super mișto plină de accesorii? Faza e că la un costum de peste 150 de lei avea și curea cu accesorii, eu l-am luat pe ăsta, o să ne prefacem cam niște accesorii pe mine în momentul ăsta. Mi-am dat seama de chestia asta prima oară când mi-am chemat un instalator la mine acasă și cum mă uitam eu la crăpătura aia care se formează la toată lumea aici la spate când te apleci sub o chiuvetă. Zâmbetul instalatorului. Am văzut că în jurul crăpăturii avea o curea și avea gagiu acolo, ciocan, șurubelniță, cutie de sandwich, o măsuță, o trotinetă electrică, avea de toate în cureaua aia acolo. M-a impresionat foarte tare gagiu, am zis că o să-mi cumpăr și eu de-asta și povestea restului de costum este destul de simplă. Pelerina pentru că e cool. Colanții, că am avut eu un necaz în facultate, dar nu vreau să vă povestesc neapărat. Mască mai port doar uneori când mă duc la petrecerile de swinger și chiloții peste pantalon, chiar nu văd de ce n-aș putea să port asta din când în când. La urmă e o țară liberă. Vă zic sincer, e greuț. Mă deranjează, în schimb, că se fac multe bancuri și multe glume pe internet despre mine. Mulți copii fac bancurile astea, dar îi prind eu la un moment dat. Nu știu dacă știți, e bancul ăla cu Bulă și Batman. Că mergeau la un moment dat Bulă și Batman pe stradă și au ieșit unii cu niște cuțite să-i jefuiască și la un moment dat Bulă s-a uitat spre Batman și a zis să-i bați tu pe aia și Batman a zis să-i bat, man, de glumă, vă zic sincer. Așa avea glumă, nu mai, ok, dar în fine. E Batman. Ce mă deranjează pe mine cel mai tare este faptul că nu reușesc să mă integrez deloc în cercurile mele de prieteni, pentru că, spre deosebire de mine, prietenii mei n-au nevoie de o bară de care să se agațe, dar cumva când îmi intră etichetele și banii de pe cursele, toți prietenii mei devin brusc atârnache. E o problemă destul de grea. Mă deranjează că, și nu înțeleg chestia asta, de fiecare dată prietenii mei merg la striptease, băi, în toate dățile în care am fost n-am prins niciodată bara aia liberă, nu înțeleg unde e distracția aia acolo. De ce merg oamenii la striptease? Și ce mi se pare mie cel mai nașpa de când m-am mutat în România e partenerul meu de rezolvat crime, pentru că pe Robin a trebuit să-l las înapoi în America când m-am mutat eu aici și noul meu partener e super cocalar, îl cheamă Robin Roberto, dacă-l știți. E horror omul, vă zic, de fiecare dată când mergem să rezolvăm un jaf, el mai face unul. Am probleme mari de tot cu el și când mă refer la el că mai faci un jaf, zic de faptul că poartă mocasin. Aia este cea mai mare problemă. Eu atât am avut să vă zic că mă duc acum, o să mă retrag în Berceni, dacă vrea cineva să vină cu mine. Vă mulțumesc din suflet, sigur, spuneți. Da, domnul Costel, spune. Da, foarte mișto. Așa de rău o duci, Batman, că ți-ai manetat și casca. Domn Costel, 50 de lei sunt 50 de lei acum. Mie mi se pare că ți-ai vândut Batmobilul pentru un Batmobil. Nu, e că nici nu pleca Batmobilul meu de pe loc, doar în poze l-am pus bine acolo pe anunț, vă zic sincer. N-avea bani de benzină. E și matriculat pe Bulgaria, am niște situații grele. Dar e Batmobilul cu volanul pe dreapta, e cu volan pe dreapta, e pe GPL, nici nu e al meu. Am pus-o pe-am bătrână, n-a te vă dați seama că e impozitul mai mic. S-a potrivit Drăcea pentru acest rol? Da, pentru că pare genul de supererou în burnout. Nu ne-ai spus cu iubita. A, da, da. Dragica, da, aia, Margot Robbie, aia. Deci, eu i-am propus ideea de business cu șervețelele / Batiste, i-a comentat aiurea, am lăsat-o, aia, că merge bine acum, aia, am bani mulți. Ești singur? Nu, nu sunt singur. Dragica. Sunt între joburi. Bine, păi, până din pupă. Da, mă, că mai vrem să aflăm lucruri interesante. Sigur că da, vă răspund un cuțit. Te grăbești? Mai mare. Nu, bine, a lăsat-o pe avarii, dar haideți că vă mai lăsăm la niște întrebări. Să întrebăm de cafeaua aia de liliac? Ah, da, exact. De la tine a plecat toată buba cu pandemia? Inițial de la mine, după ne-am dat seama că nu e ok să pui domn și am pus de liliac. Acum e doar de liliac și e bine, vă zic. Mai ai lilieci în peștera unde stai? Nu mai am, nu. Nu mai sunt? Nu, sunt singur pe chirie, acum e foarte greu. Mă descurc greu, vă zic sincer. Domnule Batman, mie mi se pare că ai cam același destin cu Irinel Columbeanu. Așa mi se pare că... Unde trăiești în Cosmopolis? Să vă audă Dumnezeu, să vă apară și cu mine un filmuleț pe gaura cheii, așa să mă... Aveți mare dreptate. E tot ce-mi doresc. Dar pe ce ai dat toți banii de ai ajuns așa să rămtorc? În general, pe costume și latex. A fost o investiție proastă. Mi-am pus și neoane la mașină, sunt multe necazuri. Facerea de bine, faliment. Exact, da. Batman a fost eroul serii. E clar că l-am mai văzut pe om. Nu știam că e numit Drăcea. Felicitări pentru numele de familie. Sunt mare fan Batman. Mi se pare că orice bărbat care iese noaptea din casă trebuie să iasă mascat.
azi e plin de camere și nu mai poți să ai încredere în nimic pentru că există telefoane cu cameră. Bine, bine, Petru. Păi mai vino că ești mișto. Vă mulțumesc, vă mulțumesc. Sunteți, voi sunteți tari, vă pup!